În momentul în care știi ce vrei, știi cine ești, știi ce-ți dorești, știi care e planul tău, există un singur lucru care te mai poate ține în loc. Și lucrul ăla este atât de puternic emoțional și uneori dureros și alteori extrem de responsabilizant. Este relația ta cu oamenii foarte importanți din viața ta. Unii ți s-au dat, părinții tăi, copiii tăi. Alții ți-ai ales, prietenii tăi, partenerii tăi de afaceri, jumătatea ta, dacă există așa un concept. Eu nu prea cred că există, dar e des folosit. Acești oameni sunt capabili să îți fie oglinzi. Sunt oamenii care îți pot spune, dacă ești capabil să primești feedback-ul lor, îți pot spune foarte clar în ce măsură autenticitatea din tine se vede în afară. Acești oameni ar trebui să fie îngerii tăi păzitori, ar trebui să fie avocații tăi, ar trebui să fie cei care îți sunt ghizi pe drumul tău către împlinire, nu doar către succes. Acești oameni reprezintă, de fapt, aliații tăi în orice bătălii îți alegi să porți. Acești oameni sunt cei care merită din partea ta să le fii și mentor, și însoțitor, și prieten, și coleg. Acești oameni, până la urmă, sunt cei care au pentru tine cel mai bun gând în minte, sunt cei cărora le pasă de tine. Și întrebarea mea foarte concretă către tine este: cât timp aloci pentru ei? Cât timp aloci nu doar pe ceas, ci cât timp psihic aloci pentru acești oameni? Cât dai din inima ta pentru cei a căror inimă îți este oferită pe tavă? Și nu e vorba doar de emoții aici. E vorba de un sistem întreg mental de a înțelege ce înseamnă relațiile, de a înțelege ce înseamnă timpul de calitate petrecut cu oamenii importanți. Există un filozof de business american care spune: ești media celor 5 oameni cu care îți petreci cel mai mult timp. Te-aș întreba direct: cât timp îți petreci tu cu cei mai importanți oameni din viața ta? Cei cu care îți petreci cel mai mult timp sunt cei mai importanți oameni din viața ta? Am creat așadar un curs care este unicat în România, pentru că abordează cele 5 relații absolut esențiale în viața unui om. Abordează relațiile cu părinții, relațiile cu copiii, relațiile cu prietenii, relațiile cu frații și surorile, relațiile cu partenerii de business, relațiile, bineînțeles, cu partenerul de cuplu. Toate astea pe un suport psihologic foarte concentrat, foarte bine pus la punct, foarte bine închegat, foarte armonizat. De ce? Pentru că atunci când pleci din bootcamp-ul People Mastery, să poți ajunge acasă și să fii pentru oamenii importanți din viața ta mult mai mult decât ai fost până acum. Se poate întâmpla să te împaci cu oameni pe care i-ai respins la un moment dat sau i-ai îndepărtat din viața ta. Se poate întâmpla să găsești în relația cu acești oameni punți de legătură pe care nici nu le bănuiai înainte. Nu numai că se poate întâmpla, dar chiar se întâmplă. Se întâmplă într-o manieră absolut îmbucurătoare pentru noi. De asta îl facem. Se întâmplă că nu numai că știi cum să te porți, dar înțelegi cum să-ți gestionezi emoțiile și stresurile în relație cu așa numiți oameni dificili. Am observat o chestie interesantă. Când mă duc la cursuri, țin uneori cursuri de comunicare cu persoane dificile. În majoritatea cazurilor, persoanele dificile nu sunt în sală. Persoanele dificile sunt acasă, persoanele dificile sunt la birou, persoanele dificile sunt undeva la distanță și nu le mai răspundem la telefon. Persoanele dificile sunt cele care ne agasează pe noi în fiecare zi, însă în momentul în care treci prin People Mastery, începi să înțelegi sistemic relațiile, începi să înțelegi partea ta de responsabilitate în relații cu ei, începi să înțelegi de ce lucruri minore pe care tu le faci, minuscule chiar, au un efect foarte puternic în lumea interioară a celor cu care vorbești, nu doar în capul lor, ci și în inima lor. Au un efect foarte puternic pentru că nu suntem învățați în școli după ce să ne uităm. Ne uităm după aparențe. Nu suntem învățați în școli cât de important este să privesc limbajul non-verbal al unui om important din viața noastră. Nu suntem învățați în școli să ascultăm cu atenție. Nu suntem învățați în școli să privim relațiile noastre nu numai în timpul relaționării, ci și între relații. Nu suntem învățați în școli să ne gândim la oamenii respectivi și să facem gesturi care nu costă nimic din când în când pentru a întreține relația dincolo de întâlnirea directă unul la unul. Toate lucrurile astea nu suntem învățați în școli să le facem, însă sunt atât de importante, sunt cele care creează liantul între tu, între tine și oamenii importanți din viața ta. Acest liant sau acest pod
odată stabilit sau restabilit, îți va da liniștea sufletească, liniștea interioară care îți va permite să vânezi orice vis, îți va permite să-ți împlinești orice proiect. Unul dintre mentorii mei, așa, de la distanță, Brian Tracy, spune că 95% din problemele emoționale sunt relaționale. 95%. 95% din nefericirea unui om are legătură cu unul sau mai mulți dintre oamenii importanți din viața lui. Asta înseamnă un lucru foarte simplu. Înseamnă că în momentul în care ai asanat relațiile respective și le-ai dus într-o zonă de sănătate psihologică, ceea ce obții este o eliberare către scopurile tale. Ceea ce obții este acel sentiment pe care cu toții îl vânăm, foarte puțin avem curajul să-l rostim, iubirea interumană, afecțiunea față de aproapele tău, indiferent că este de natură romantică sau de natură socială sau de natură mult mai filozofică, de genul, mă uit la tine și văd umanitatea din tine și te aștept la People Mastery.